Slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului! Mi-a umplut inima de bucurie cântarea asta, e una din favoritele mele. Am avut de gând să o cânt la vulcan. Și ce bine că am cântat-o cu toți. Încrede-te în Domnul? Țineți minte versetul ăsta pentru seara asta? Când te încrezi în Domnul, inima ți-e provocată să faci ceva. Dimineața am predicat și am spus, când te încrezi în Domnul, îi cere ajutorul. Îi spui să te ajute. În seara aceasta, când te încrezi în Domnul, ești provocat să binecuvintezi numele Domnului și să-L pe Domnul. Amen? Ce ziceți? Mai citim încă cinci versete toți împreună, că mi-așa îmi place cum sună la păcăiți când spun toți împreună că o armată. Haideți să citim din psalmul 34, 5 versete și aș vrea să le citim cu toții. Eu știu că voi citiți Biblia și acasă, dar în seara asta așa îmi place să vă aud ca pe o armată. V-am auzit cântând pe toți și mi se umple inima de bucurie. Dar haideți să rostim și cuvântul Domnului împreună să-l citim, așa e? Ce ziceți? Haideți să spunem din toată inima și să ne legăm că facem așa, amin? Haideți să spunem împreună. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns mai a din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Și în seara aceasta aș vrea să laud pe Dumnezeu pentru că sunt la vulcan. Poate vă ați simțit puțin stânjeniți că la câte unul din voi mă mai uit așa mai atent. Dar să știți că mi au fost dor de voi. Sunt aici copii care nu mă mai cunosc și mă gândesc că nu o să treacă generația asta, că nu o să mai am ce să fac la vulcan, că nu o să mă mai cunoască nimeni. Dar până atunci mai încerc la câte 2 ani, câte 3 ani, câte 5 ani să mai ajung pe acasă suntem plecați de aici, de România, de 23 de ani. La fiecare dată când am venit, data spun, Dana spun, Dan îmi spune, bucură-te că nu mai venim. E așa de greu venitul pe avion, 12 ore de zbor, plus încă vreo două, plus de acolo să mergi acasă cu mașina. Dar toate se merită pentru că ne putem vedea fețele și în seara aceasta. Vreau să vă spun că de la Vulcan, fratele meu, are cel mai frumos că dintre frații mei, tot el e cel mai frumos. Atât l-am dorit de tare, și câteodată așa nu apucă dorul de el, merg la mama acasă și tot timpul are o poză cu el pus acolo. Îi spun, pe ăsta iubești cel mai tare, pe ăsta nu l-am. Nu spune mama. Ne rugăm pentru ei, le simțim lipsa acolo. Am vrea să ne punem tot ce mi-aș dori să fac o biserică mare în care să pun vulcanul, Tomeioso, Benidorm și Los Angeles. Și să mă bucur împreună de voi și să nu mă satur să mă uit la voi, spunea trei ani dorz altă dată, sau Niculiță Moldoveanu. Ce bine-i printre voi, biții, și dragi sufletului meu. Atât de bine să fi între pentru că auzi glasul lui Dumnezeu. Pentru că unul când îți mărturisește ceva, când îți spune un necaz, când îți spune o problemă, îl auzi că termină și pe toți pocaiții știi deja sfârșitul, de ascult până la capăt. Spune, dar Domnul a fost cu mine. Spunea Pavel la un moment dat, am fost în pușcărie, am fost încercat, Dima am părăsit, sunt frați care au plecat de lângă mine. Sunt oameni care iubi lumea mai mult decât pe Dumnezeu și nu mai sunt. Dar zice El în toate, Domnul totdeauna a rămas lângă mine. Câți din voi ați vrea să fiți binecuvântați? Văd frați cu două mâini, Doamne ajută! -mi. Câți din voi ați vrea să aveți viață lungă? Toți, așa? Vrem să ne bucurăm unii de alții cât ne dă Domnul zile pe pământul ăsta. Dar ca să auziți puțin, este în textul ăsta și nu l-am citit, pentru că vreau să-l pun acolo sus și să las în timpul predicii sus acolo versetul ăla. Versetul 12 ne spune așa, cine dorește, cine este omul care dorește viața și vrea să aibă zile fericite? predica de astăzi, de după masă, dimineața am spus, alege-L pe Hristos, cere ajutorul lui Hristos, mulțumește-I lui Hristos. În seara aceasta, după ce îi mulțumit lui Hristos, aș vrea ca să binecuvintez numele lui Hristos. Cine este cel care dorește viața și vrea să aibă parte de zile fericite? Nu poate să fie un alt om, mai jos spune, ferește-ți limba de rău și buzele de cuvinte Auziți ce formulă ca să, ca să trezi zile lungi? Ca să fii și fericit? Păzește-ți buzele. Dar atunci ce să faci cu buzele? Cum să le păzești? Că eu vreau să-mi păzesc buzele, dar sunt tentat. Pavel zicea la un moment dat, vreau să fac binele și rău stă. l am la un metru de mine rău. Rău stă lipit de mine. Eu vreau să-l încurajez pe un frate și în timp ce vorbesc cu fratele respectiv, în loc să mai bine cuvintez, îmi soltează o perlă, îmi spune o perlă și deja m a tulburat și binecuvântarea mea s-a transformat. Eu nu mai pot binecuvânta, el mi-a spus un cuvânt care mi-a întristat inimioara mea. Și suntem atât de ușor întristabil, suntem atât de ușor, Doamne, fer să ne calce cineva pe bec, Doamne, fer să ne zică cineva. Că imediat, eu sprimu ascultați-mă bine, Domnul mi-a vorbit că îs iute și sunt iute. Asta e o problemă pentru care mă rog de când m-am născut. Și mă rog și cred că Domnul într-o zi mă ajută să biruie și lucrul ăsta. Suntem atât de rapizi când este vorba de ceva ca să răspundem. La o răutate? Răspundem cu răutate. Asta e soluția? Asta e formula? Nu! Formula este ca să fii fericit și să ai viață lungă Spuneam dimineață că pocăiții au viață prelungită. Oasele astea și trupurile astea le băgăm într-un mormânt și când viem într-un trup de slavă care să fie pentru totdeauna cu Domnul. Dacă să ajungem la trupul acela de slavă, psalmistul în psalmul 34 ne provoacă și spune el. Și noi am repetat toți pentru că am vrut să ziceți toți în seara asta. Eu predic la toată biserica asta și nu poate nimeni să mai spună, eu nu sunt în predica asta. Eu nu sunt părtaș, pe mine o predica la alții, că nu ne place. Când sună cuvântul lui Dumnezeu un pic să ne mustre, noi spunem, vai ce bine i-a vorbit la fratele și încă îi punem poză. Și punem nume. Și dăm scrisoare și spunem, Doamne, pentru el ai vorbit tu. Dar în seara asta vreau să spunem toți, Doamne, la Emilie ai vorbit. Să știți că cuvântul pe care îl rostesc vine spre mine prima dată. Și în seara aceasta eu vreau să-l binecuvintez pe Domnul. Dar știm din Sfintele Scripturi că nu cel ce zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția lui Dumnezeu. Știm că nu tot ce coboare din Israel este Israel. Nu toți cei care vin la Biserică sunt mulți, și spunea cineva o statistică îngrozitoare. Sunt 40% din Biserică care vin și pe ei nu interesează problemele lui nimeni. Ei vin ca să se întâlnească cu cineva. Ei vin ca să se bucure și dacă pot să smulg o binecuvântare din mâna lui Dumnezeu. Pentru că știți ce scrie Biblia? Că aici sunt toți sub ploaia binecuvântării. Că așa spune Scriptura că Domnul dă ploaie și peste cel bun și peste cel rău. Și dacă nu ne-a Dumnezeu nici în săptămână asta, căpătăm curaj și încredere și continuăm să păcătuim. Eu aș vrea în seara aceasta să trag un semnal de alarmă. Vrei să binecuvântăm numele Domnului? Eu am găsit acum și anul acesta, am început să iubesc psalmii mai tare, îi citeam înainte așa în grabă, Dar anul ăsta m-am pus pe psalmi. Am văzut că Petrică în fiecare duminică cântă un psalm. Am și o carte de aia acasă. Psalmii au o valoare extraordinară. Când spun voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda lui va fi totdeauna în gura mea. Dacă eu aș face lucrul acesta, eu n-aș mai avea timp să păcătuiesc. N-aș mai avea timp să rănesc cu gura mea. Dacă în gura mea este lauda și binecuvântarea, mai am eu loc să fac rău la cineva? Ce ziceți? Nu mai este loc. Pentru că eu laud pe Dumnezeu, binecuvintez numele Domnului și așa spune aici, provoc pe toți la închinare. Eu nu-i provoc pe toți la ceartă, îi provoc pe toți să se închină împreună cu mine. Amin? Dar au zis puțin, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme și când deschid Biblia la câte un psalm așa și îmi pune Domnul pe inimă, nu citesc numai psalmul ăla. Și am citit aici și m-am dus pe toate paginile din Scriptură când am deschis Biblia aici. Și au zis puțin ce am înțeles. Că omul care binecuvintează pe Dumnezeu, în psalmul 32, versetul 1, spune că e fericit că i s-a iertat fără de legea și că o scăpat de păcate. Ca să poți să-L binecuvintezi pe Domnul, ca să poți să cânti laudele Domnului și să fie primite, numărul nu trebuie să scap de păcatele tale. Amin? Spuneți o stare ca să mă încurajați. Vrem să scăpăm de păcatele noastre? Acum vreau să vă spun un cuvânt. Când este vorba de păcatele noastre, noi avem tendința să le, să le punem așa pe niște trepte. Biblia ne spune că păcatul care nu-i mărturisit, păcatul ăla rămâne neiertat și păcatul ne mărturisit, păcătosul ajunge la... Nu mai ajunge la trupul de slavă ca să fie împreună cu Domnul. Păcătosul acela ajunge să fie osândit. Acum vreau să vă aduc ceva și vreau să vă gândiți foarte serios la ce vreau să spun acum. Punem te rog, sus, Roman 6 cu 16. E ușor de reținut. Spuneți împreună cu mine, Roman 6 cu 16. Auziți aici un cuvânt pe care tot așa trecem în viteză. Noi ne-am obișnuit că acum nu mai sunt sclavi. Noi ne-am obișnuit că acum nu mai sunt robi. Acum nu mai sunt oameni pe care să-i vezi și să aibă un cercel de la noreche, cum le punea și marca pentru totdeauna. Acum mai vezi pe ăștia cu cercel, dar și ăștia sunt robi, să știți. Ăștia sunt robi cuiva. Așa spune versetul ăsta de la Romani 6 cu 16. Nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunt robii aceluia de care ascultați. Fie că este, și aici sunt două lucruri foarte importante în pocăință. Ascultați foarte bine. Fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire. Am spus numărul unu, oamenii care pot să binecuvinteze pe Dumnezeu și lauda Domnului să fie ca o binecuvântare în gura lor pentru Domnul, sunt oamenii care au păcatele iertate și fără de legile. Acoperitele, invers, fără de legile acoperite și păcatele iertate. Ok? Sunt. So, oamenii aceștia capătă îndrăzneală. Dar acum vin să vă spun și vin să vă pun într-o situație și aș vrea să ne. de aici până în spate, aș vrea să facem un curs, așa, între noi. Și să ne gândim serios la ceea ce vă să spun acum. Când este vorba de păcat, fraților. Noi găsim în Biblie legământul care l-a făcut Domnul cu Adam. Legământul care l-a făcut Domnul cu noi, când a adus cu cubeu și a zis, nu o să mai plouă, să moare oamenii. Apoi legământul care l-a făcut cu Avram, o să te mulțesc, îți dau pământurile, lumea întreagă, uită-te pe cer, cum în stelele așa o să fie oamenii binecuvântați, pentru că toți oamenii binecuvântați sunt binecuvântați în, în tine, așa i-a zis Domnul. Îi dă o valoare extremabilă, la un om nici nu i-a dat Domnul altă valoare mai mare de asta. Să ne tragem dintr-un patriarh al lui Dumnezeu, dar zice Domnul, zice Domnul... Acum ajungem la situația de astăzi. Când am citit de versetul acesta, eu m-am îngrozit. Când ne, căsători, când ne botezăm, facem un legământ cu Domnul și spunem Domnului, Doamne Dumnezeule, vreau să te urmesc până apar primele probleme. Până se îmbolnăvesc primii copii și până încep să zic eu în oglindă așa și să mă uit trist, plângăcios. Și să-i spun, Doamne, de ce se întâmplă lucrul ăsta dacă Tu ești în control? De multe ori am făcut asta și de multe ori au făcut toți pocăiții treaba asta. Pentru că ajungem să ne întrebăm și răspunsul îl dă Scripturile. Același Dumnezeu care l-a văzut pe Fiul Lui pe cruce, când și-o dat viața pentru noi nevinovat, și zice acolo, Eli, Eli, lama bactani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce? Dumnezeul l-a părăsit? Nu, nu l-au părăsit. Lucrul care se întâmpla acolo era un legământ cu lumea întreagă. Fac un legământ cu tine, pământule. Pe Pă locuitorii tăi pot să capete salvarea și mântuirea în jertfa lui Hristos de pe cruce. Poți să fie eliberat când te uiți acolo și nu mai este un șarpe în pustie. Este Iisus Hristos care și a dat viața sânge din sângele scump care s-o da pentru tine și pentru mine. Și spune Scriptura că nu ne o iubit când eram buni. Spune Scriptura că ne o iubit pe când eram noi, răi și păcătoși. Și nu ne o sortat. Noi ne avem tendința să punem pe banca asta pe bun și pe banca asta pe răi. Noi avem tendința să sortăm și când ne facem prieteni. Dar Hristos nu a făcut asta, Hristos a întins mâinile. Și-o zis, dacă unul se va ruga să fie iertate păcatele, păcatele vor fi iertate pentru că Hristos este viu. Și Fiul lui Dumnezeu are putere să ierte păcatele. Așa spune Scriptura și eu cred. O cred din toată inima. După ce am făcut legământul acesta cu Dumnezeu, după ce ne-am dat viața în mâna lui Dumnezeu, după ce ne-am pus inima în mâna lui Dumnezeu și am spus atât de frumos, Doamne, vreau să te urmez până la capăt. Ieșim și pe poarta bisericii, ieșim dimineața din casă, dar am la semafor, ne face un o figură și începem să păcătuim din nou. Oare și voi faceți așa? Sau numai eu? Și ajungem într-o situație în care facem legământ cu diavolul. V-ați gândit vreodată că pocăiții fac legământ cu diavolul? Sau ați crezut că numai atunci mi-am dat viața în mâna Lui Dumnezeu și auzi oameni, am fost botezat cu Duhul Sfânt. Oh, și când ai vorbit ultima oară în oh, 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 nu mai mi-aduc aminte. Oh, serios, și tu ești botezat cu Duhul Sfânt? Serios? Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu un Duh actual. Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu un Duh care te activează. Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, când tu nu vrei să mărturisești, vine în viața ta și mărturisește pentru tine. Vine putere peste tine și începi și te rogi și nu știi ce te rogi. Dar Duhul tău mărturisește cu Hristos. Știi ce face Duhul Sfânt? Mergeam înspre Los Angeles. Și dimineața la șapte am început să mă rog și să cânt. Ca niciodată. Ca niciodată. Dar așa plângeam și mă rugam și am început să mă rog în limbi. Nu știam ce m-a apucat, nu știam ce se întâmplă cu mine. Era ceva extraordinar. Am mai mers 5 maile și s-a oprit traficul și unul a sărit din fața mea. Și ca să nu-i omor pe ea toți, i-am tras un pic de volan. eu când am tras de volan de pe linia 3 am ajuns până pe carpul la încă tre trei, trei, linii mai încolo și mașina mea a început să zboare. A început să mă învârt așa mă întorceam așa cu capul și vedeam că nu pot să fac nimic. Dacă aș fi pișcat frâna, a început să mă răstorn. Dar Dumnezeu mi-a dat niște reflexii atunci și am stat cu mâna pe volan, m-am ținut bine, nu știu că o să mă lovesc de ceva. Veneau oameni de acolo cu viteză și trecuseră pe lângă mine cu 100 de mile la oră. Dar eu când m-am învârtit, tot traficul s-a oprit. Cineva le-a pus o mână și au oprit pe toți. M-am învârtit așa și m-am oprit cu spatele așa într-un parapet. Am așa o gără la partea din spate a trocului. Aveam un troc atât de orât. Și așa e de ușor să un for de la vechi. asta a fost o binecuvântare, că să mi dat o mașină mai bună. Fraților, când Duhul Sfânt vine peste voi și vă rugați, deschideți gura și strigați că nu știți de ce vă păzește în pasul următor. Ce m fi rugat eu acolo când am spus Domnului în rugăciunea aia? Ce eu fi spus eu Domnului de Domnul i oprit pe tot ce m-a păzit? Și nu m-a oprit acolo un pic mașina, nimic, nimic. N-am poză să vă arăt. Nimic. Am avut o sperietură atâta. Dar am mulțumit, Domnul mi-a dat din mașină și m-am pipăit bine. Telefoanele mi-au sărit un pic. după aia mi-am dat seama, stai puțin că eu de m-am rugat acolo. A venit Duhul Sfânt peste mine și am început să mă rog în limbi. Dar dacă tăceam? Dacă nu spuneam ceva? Biblia spune când vorbim cu Dumnezeu, vorbim taine. Sunt taine pentru care tu nu poți să le descoperi, sunt taine pe care tu n-ai de unde să știi. Sunt lucruri în care îi vin peste tine și tu nu le poți controla. Când vine păcatul, vreau să spun că este un lucru care tu poți să-l controlezi. Ascultați-mă bine, pocăiții niciodată nu s-au gândit nici eu la asta. Dar am făcut o predică despre legăminte și mi-am dat seama că, Domne, între toate legămintele astea, când am sfârșit predica, nu se putea sfârși predica. Că am găsit versetul acesta care mă provoca să mă mai gândesc. Și zis puțin, când noi păcătuim, aici spune așa, când noi luăm niște decizii, noi hotărâm, la Golgota Hristos o hotărât să ne ia păcatele și să ne scăpăm de ele. Când vine ispita peste noi, noi începem și facem un legământ. La evrei zice, priviți, simtă la căpetenia și de săvârșirea credinței voastre. Dar acum se întâmplă un lucru. Când noi păcătuim, cineva, o voce neauzită, un gând, o imagine, ceva prin care noi trecem în ziua aia, apare ca un fel de ispită, și apoi noi suntem singurii care decidem să fie păcat. Până noi n-am înfăctuit păcatul, vă aduceți aminte de Eva? Eva Eden a văzut, a poftit, a luat, sunt niște pași. Și au zis ce spune aici. M-am îngrozit, îngroziți-vă și voi. Când noi decidem să păcătuim, noi ne facem rob lui satana. Facem un legământ cu satana. Când te însoc cum te întreabă? De bună voie și nesilit? Ce o să zici? Bineînțeles că da. Că dacă nu ai probleme cu cea de lângă tine, până acolo trebuie să te hotărăști. așa e? Tu de bună voie și nesilit tensori și îți vezi nevasta cea mai frumoasă din lume, amin? Toți bărbații să zic amin. Cea mai frumoasă din lume ți-ai luat. Și peste 20 și peste 30, ani anul trecut am făcut 25 de ani de la căsătorie și am spus la Dana, iubire, cât s-o mai rămas, eu te iubesc cât vrei. Tu ești a mea pentru toată viața cât mi-a mai dat Domnul. Nu mai poate să fie mult, mai cred până atât. Și Dana, iubire, te iubesc și ne-am făcut niște legăminte extraordinare. Să știți că așa facem și cu păcatul. Iubesc să păcătuiesc. Dacă nu iubesc să păcătuiesc, nu păcătuiesc. Dar în clipa aia, eu mă întorc, că zice Biblia, că avem țintite privirile înspre cer, așa am pornit toți înspre cer, într-o luptă. Am pornit înspre cer, într-o goană, ca așa zice Biblia. Împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvală. Trebuie să ne grăbim înspre împărăția lui Dumnezeu. Nu putem să mergem așa, ne oprim, ne mai uităm după avioane. Împărăția lui Dumnezeu se ia în serios cu alte cuvinte. Când noi hotărâm să păcătuim fraților, noi decidem să alegem și să facem un legământ cu satana. Și în clipa aia ce faci? Tu ce faci când faci un legământ cu cineva? Când ți-ai cumpărat o casă, o mașină, ce ai făcut? Dar știți cum e cu pocăiții? Ea din lume toată ziua fac așa cu satana. Asta nu e satana, asta e copilul Domnului. Am dat numai exemplu cum facem. Ea din lume toată ziua fac asta cu satana. Dar pocăiții sunt mai șmecheri. Pocăiții stau așa cu mâna pe sus la închinare, numai când ia să dă mâna cu satana. O mână numai, ne obișnuim să ridicăm o mână, așa? -i? La pocăiți așa le place să ridice mâna, la laudă și închinare, ochi închiși. Când ia să afară, după aia, Doamne ajută. Ce păcat e primul, hai să sar pe el. Dar ascultați-mă puțin. Când îți ridici privirile spre el. Așa am citit. Dacă îmi întorc privirile de la el atunci ajungem ca o mașină, gândiți-vă că noi suntem o mașină avariată. Și noi avem o legătură și atunci când ne întinde, avem un, pe cineva, avem pe Dumnezeu care ne vrea să ne tragă, zice așa Biblia, când dragostea lui Hristos ne atrage. Dragostea lui Hristos ne vrea pentru împărăția lui Dumnezeu. Dar noi atunci suntem cu funile alea și ne prindem și de asta la altul, că ne-a plăcut să păcătuim. Am ales să păcătuim, așa-i? Așa am citit aici, că noi ne facem robi. A citit împreună cu mine acolo sus. Noi alegem să fim robi. Robi cui? Dacă ascultăm de Dumnezeu, este pentru neprihănire. Dar dacă alegem să păcătuim, pentru ce este? Spuneți tare. Legați-vă în seara asta! Dacă alegem să păcătuim, pentru ce este? Pentru moarte! Dar pocăiții zic, pentru o minciună mă duc eu în iad? Dar pentru că l-am luat pe cantea și l-am scuturat un pic, mă duc eu în iad? Pentru orice te duci în iad! Gândește-te că în clipa aia, Domnul te ia din hainele tale și rămâne numai hainele de tine! Îți rămâne ce ai în îți rămâne rugăciunea care ai făcut-o astăzi? Îți rămâne cuvântul bun pe care l-ai spus alții? Îți rămâne bucuria pe care ai avut-o astăzi? Îți rămân oamenii pe care te-ai întâlnit cu ei și ai încurajat? Rămâne după tine ce ai lăsat? Amin? Suntem conștienți, oare? Domnul să ne ajute la aceasta. Ce alegem să stăm așa? Zice Domnul un cuvânt cu gura lui, spune Iisus. Nu puteți să slujiți și lui Dumnezeu și lui? Dar cine e mamona asta? Dacă vezi o statuie, o icoană și se închină oamenii, tu fugi de ea. așa e că fugi. Că tu ești penticostal și tu ai învățat că n-ai voie să te închin la icoane. așa e că știm. Ascultați-mă puțin, păcatul ăsta cu Mamona e avaritatea aia după bani, lăcomia aia. Și ascultați-mă, Mamona nu poate să mi-l transmită Silvul, nici Petrică. Mamona e un idol pe care eu îl creez în inima mea. Când eu sunt avar după bani, când eu umblu de nu mai pot vând frații pentru bani, și-l scot pe ăla de la muncă să mă bag în locul lui și atâtea lucruri pe care le știți. N-are rost să le mai numărăm. Mamona se naște în inimă. După aia pot să vin la biserică să ridic mâinile cât vreau. Mamona mă face să ridic numai așa mâna asta. Despre câte unul că e rușine să ridice mâna. Dar nu ridică mâna pentru că ceva îl ține. E Hristos care îi spune, nu ridica mâna aia de tot, măcar nu te fă de râs de tot. Să știe toată biserica. Mulțumește Domnului că se întâmplă asta. Duhul Lui Dumnezeu îți vorbește și trebuie să te pocăiești. Amen? Fraților, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi? Dar lauda Lui Dumnezeu stă într-o inimă care are fără de legea și păcatul? Domnul să ne ajute la aceasta. Amen? Am spus că noi ne facem robi față de lucrurile pe care noi alegem să le facem. Dacă alegem să stăm la picioarele lui Dumnezeu și să împlinim cuvântul Lui Dumnezeu, este pentru neprihănire. Dacă noi ascultăm de glasul celui roșu și păcătuim, dat mâna cu satana și mergem în iad. Amin? Credeți asta? Credeți? Noi am fost rămutați în împărăția dragostei Lui și nimic și nimeni nu ne poate smulge din mână doar noi ne smulgem. Pentru că noi întoarcem capul și spatele de la Dumnezeu și mergem în direcția alaltă. Aș vrea ca Dumnezeu să ne cerceteze în seara aceasta. Acum vă mai spun ceva. Ca să poți să binecuvintezi și să lauzi numele lui Dumnezeu așa cum trebuie, nu poți să o faci de unul singur. Eu așa îmi place să cânt cu mai mulți frați. În America am provocat, am fost atât de obosit la un moment dacă sunt implicat la cor, la biserică, la toate grupurile, la... mi-a fost greu ca să mai fac și cor bărbătesc. Dar am văzut câțiva frați care foarte bun cântăresc, nu vreau să vină la cor. într-o zi am zis la unul din frați, la Costica Antimie și la Marinca, la Ovidiu, le am zis, bă, tu ești pianist bun, bă, tu ai cântat la aici, la biserică, cum să facem noi ca să te activezi, mă? Bă, n-ai cum tu să mă activezi pe mine, I-am zis, bă, dar Domnul nu are. Și le-am spus, hai să căutăm dacă găsim 10 bărbați să facem un cor bărbătesc, facem un cor bărbătesc. Și mi-au zis, dacă găsim 10, facem. Fraților, am stat la mama acasă într-o zi pe telefon, în două ore am găsit 16 bărbați. Și m-am dus cu ei și am pus și le-am dus două cântări mai ușoare, așa să le facă și au prins drag. Și acum este cor bărbătesc la BBC, la Betel Bible Church. Știți de ce? Pentru că omul Dumnezeu care binecuvintează pe Dumnezeu nu face singur. Aici psalmistul ne învață să spunem versetul 3 Înălțați pe Domnul Înălțați pe Domnul împreună cu mine. Asta seară toți trebuie să-L înălțăm pe Domnul. Dacă stau și vă cânt 5 cântări, 7 cântări, mă ascultați că mă iubiți și n-am fost de mult la voi. Vă pot cânta 10 cântări, sunt sigur, nu pleacă unul de aici. Dacă îmi vă spun înălțați pe Domnul împreună cu mine, cântarea asta de laudă a celui salvat, a celui cu fără de lege iertată și cu păcatul acoperit, când strigă un nenorocit și Domnul ascultă și îl scapă din toate necazurile lui, nenorocit înseamnă un om rănit. Fraților, nu există niciunul din biserică să nu aibă o rană. Sunt tați care sunt răniți din pricina copiilor. Sunt mame care sunt rănite din pricina copiilor că au luat o razna. Este păstor care este rănit că tot vorbește și predică de aici oamenii nu fac. Sunt cântăreți care cheamă, haideți la repetiții. Se trezește la repetiții, doi de o voce. Și vezi că n-ai ce să faci, că pierzi timpul, că sunt 20 care vin în biserică după aceea și nu știu pe ce lume sunt. Sunt oameni care sunt răniți, Dar până vom sta răniți, nu pute Dumnezeu să lucreze cu noi. Dumnezeu ia răniți ăștia și le leagă rana. Știți că la război, dacă un om este rănit, nu mai trimite nimeni în linia întâi să lupte? Știți ce se face cu el? Se ia, și se leagă rănile, îl face bine și când e aproape vindecat, deja îl trimite la luptă. Dumnezeu ne ia și ne leagă rănile. Și am găsit un verset de la Ieremia, trei versete. Ieremia 30, de la 15 la 17. De ce te plângi de rana ta, de durerea pe care ți-o pricinuiește boala ta? Pentru mulțimea nelegirilor tale, pentru marele număr al păcatelor tale, te-am făcut să suferi aceste lucruri. Așa i-a zis Domnul la poporul Israel. Oare la noi e diferit? Ieremia 30 cu 15. La noi este diferit? Suferim că Dumnezeu vrea să vadă ce mai facem, să vadă cât de puternici suntem. Ăsta are 20 de ani de pocăință. Ia să-i dau o boală rară să văd ce face ăsta. Cum se comportă? Se mai roagă? Nu se mai roagă? Cântă? Nu cântă? Face Dumnezeu experiență pe noi? Niciodată! Pentru că ne iubește atât de mult. Ne mai îngăduie câte ceva și zice, am să-l câștig. Și anul ăsta îl mai sau la rădăcină mai las Duhul Sfânt peste el, îl mai duc în biserică între pocăiți, mai aud de o cântare, o poezie, mai aud de o rugăciune a unuia care deschide gura larg și se roagă. Îl voi câștiga anul ăsta. Nu vreau să merg mai departe. Vă rog să citiți psalmul ăsta acasă și să luați aminte. Slujitorii care laudă pe Dumnezeu și binecuvintează lui Dumnezeu sunt ăștia cu păcatele iertate. Sunt cum fără de legile acoperite. Ei nu selectează programele la care cântă. Ei nu selectează locul unde cântă. Ei au inima bună și în orice moment unde este Domnul acolo este și cântarea. Unde este Domnul acolo este și binecuvântarea. Noi zic, eu zic lăuda să fie Domnul pentru că Domnul mă izbăvește de vrăjmașii mei. Eu zic lăuda să fie Domnul și voi binecuvânta numele Domnului pentru că aici așa spune, ascultați beneficiile, beneficiile când te-ai scăpat de păcat, beneficiile că ai pe cineva care veghează asupra ta, îndemnurile care-ți vin în inimă, roagă-te și scapă de păcatele tale, așa spune aici. Ochii Domnului sunt peste cei, fără prihană, versetul 15, și urechile lui iau aminte la strigătele lor. Domnul își întoarce fața împotriva celor răi ca să-l șteagă pomenirea. Când strigă cel fără prihană, Domnul aude și îl scapă. Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Haideți pe picioare. Ce părere aveți? Suntem în iulie. Ne-a auzit Domnul anul ăsta că ne-am rugat. Am adus noi Domnului laudă în fiecare duminică aici. Dar ce zice, s mai avut și păcate. Mai avem cu noi niște păcate în seara asta de care vrem să scăpăm. Salmul ăsta se, scap, se termină cu un cuvânt extraordinar. Oamenii nu pot să te scape de păcatele tale o cât s-ar predica cineva și o cât ori ai sta în terapie la un psiholog și la un păstor și la ce vrei tu. N-are cum să te scape de problemele tale și de păcatele tale. Dar au zis ce zice versetul 22. Domnul scapă sufletul robilor săi și nici unul din cei ce se încred în el nu este o sândit. Hai, citesc odată. Citiți cu mine împreună. Haideți să zicem împreună. Domnul scapă sufletul robilor săi și niciunul din cei ce se încred în el nu este osândit. Când zice niciunul, Dumnezeu nu zice la grămadă. Ai pocăiți că aici eu merg la Maranata, la Vulcan, domnul acolo-s domnul scapă pe tot. Nu, 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 nu. Omul care scapă de păcate, omul care vine și laudă pe Domnul și binecuvintează numele Domnului din toată inima, omul pe care ochii lui Dumnezeu îi pune demnuri în inima, azi ai păcătui, scapă, te pune -te pe genunchi și te roagă. Ăla nu o să fie o sândit. Dimineața v-am spus că viermii nu o să mânce pe pocăiți. Acum vă mai spun un lucru. După ce ai înviat în trup de slavă, că toți morții scrie Biblia că o să înfieze, toți o să învieze. Dar după ce înviază, unii se duc și alții se duc. Sunt numai două locuri. n -ai mai multe locuri. Sunt unii care se duc spre o sândă și am citit aici și ce se crede în Domnul, nu sunt o sândit. Și de ce nu sunt o sândiți? Ăștia cad în genunchi când păcătuiesc și scapă repede de păcatele lor. Eu în seara asta aș vrea să te ajut să scap de păcatele tale. Așa am citit de aici, eu nu pot să fac nimic pentru tine. Eu am citit de aici că Hristos, care a stat pe cruce, a plătit prețul păcatelor. Am spus despre răn. Avem răni. Isaia 53 spune că prin rănile lui suntem. Și ce îmi place versetul ăla? Că nu zice trupurile. Suntem tămăduiți în suflet? Și suntem tămăduiți în trup, fiecare după necesitatea lui. Nu știu ce nevoie ai în seara asta. Nu știu pentru ce te-ai rugat, Domnului, nu știu ce gânduri ai adus la biserică în seara asta cu tine. Dar în primul rând aș vrea să scap de păcate. Și în al doilea rând, mergând spre casă, aș vrea să încep să-L pe Domnul din mașină. Să-i spui și să-i mulțumești cât de bun a fost Domnul. Și ce îți dă hrană pentru suflet de fiecare dată când vii aici? Și ce liniștit mergi înspre casă? Amen? Haideți să ne rugăm Domnului. Amen.